Prefectul Sorin Arcadie Popescu anunța că materialele de construcție pentru 26 de case depozitate până acum în unități militare iau drumul Bacăului către rezervele de stat. Cimentul, beceaurile, cheresteaua, tabla și celelalte materiale au fost comandate pentru reconstrucția caselor afectate de inundații, fără să fie nevoie de ele. Vina este aruncată de autoritățile județene către primarii din localitățile unde au fost depozitate aceste materiale. De exemplu, din comuna Arbore, unde a fost instituit centru de distribuție, au plecat materiale de construcții către satul Mare și Comănești, iar cele rămase nu se vor degrada pentru că sunt ținute la adăpost, spune primarul acestei localități. Materialele aduse în localitatea noastră, care au fost distribuite și în toamnă pe fiecare localitate, noi am fost ca un punct de distribuție a materialelor de construcții pentru casele care s-au construit. Din materialele care au mai rămas la noi în depozit, dintre care BCA, balastru, nisip, tablă cutată, var hidratat, cărămidă, lemne carisat, uși și ferestre, s-au distribuit la primăria Comănești cantitate BCA 99 de metri cubi, sunt în funcție de cât au fost repartizate pentru fiecare localitate, precum și comunei Satu Mare. De asemenea, au rămas în comuna Arbore o serie dintre aceste materiale într-un depozit și atât BCA-ul se află afară, restul materialelor sunt la adăpost și deci nu este pericolul de degradare a acestora. Prefectul a declarat că materialele de construcții vor fi transportate la Bacău și incluse în rezervele statului cu sprijinul unor firme de transport care au ales să încaseze pentru acest serviciu numai costurile pentru carburant. Potrivit unei informări a prefecturii, printre materialele de construcții comandate în plus se numără 480 de metri cub de BCA, 180 de tone de ciment, 17.900 de kilograme de armătură de diferite dimensiuni, 86 de metri cub de cherestea, 2.900 de metri pătrați de tablă, 31 de uși de interior, 31 de uși de exterior, ferestre, palast și nisip.